Managerul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, Bogdan Mihai, a declarat pentru postul nostru de televiziune că lucrările continuă în unitatea sanitară, chiar dacă situația financiară este una precară. Astfel, în momentul de față sunt în plină derulare lucrările finanțate prin CNI la noul corp de spital. Constructorul a ridicat până în acest moment jumătate din demisol și preconizează că va finaliza investiția înainte de termenul stabilit prin contract. În ceea ce privește lucrările derulate cu fonduri de la Consiliul Județean, în spital au fost reabilitate scările, zonele de așteptare corespunzătoare etajelor 1, 2, 3, 4 și lucrările pentru finalizarea viitoarei secții de chirurgie pediatrică. Managerul Bogdan Mihai spune că se pune mare preț pe calitate, monitorizând în permanență lucrările efectuate. Au existat situații în care constructorul a fost obligat să remedieze neconcordanțele constatate. Care este situația financiară în momentul de față la nivelul spitalului și cu ce probleme vă confruntați? Situația financiară e una, pot să spun, degenerativă, în sensul că ea se agravează cu fiecare zi care trece. Spitalele la acest moment, și în speță spitalele care gestionează și problematica COVID, sunt nevoite să împartă cheltuielile astfel încât ele să poată să gestioneze eficient ambele categorii de oameni care vin cu probleme, gen pacienții COVID, pacienții la COVID. Am mai spus de câteva ori în unele ieșiri publice, finanțarea primită de la bugetul de stat este insuficient. Și este insuficientă nu doar, așa cum consideră unii, pentru că la acest moment casa ne decontează anumite plăți. Ne decontează, dar, cum am mai spus, nu ne decontează tot. Sunt cheltuieli care vin din urmă ca o încărcătură pe care noi trebuie să o rostogolim, dar mai sunt și zone pe care noi continuăm investițiile, continuăm tot ceea ce înseamnă aducerea spitalului la un standard. Avem de ales între a ne opri din micile investiții pe care le facem spre a crește gradul de satisfacție a pacienților sau de a merge mai departe astfel încât să găsim un echilibru. Și noi acum exact asta facem, împreună cu echipa din Consiliul Județean, căutăm un echilibru. Echilibru pe care câteodată îl găsim, câteodată nu. După cum vedeți, cea mai mare investiție, cred că, făcută în sistemul de sănătate, cred că la nivel regional, dacă nu pot să spun mai multe, este acest spital pe care îl vedeți construit prin CNI. E un spital nou, un corp de clădire nou, care merge într-un ritm în care nu am mai văzut de mult. Oamenii aceștia lucrează și sâmbătă și în unele situații vin și duminică și lucrează. Cred că va fi gata mult mai repede decât se preconiza până acum. Și aceasta se face cu un efort considerabil la Consiliul Județean, care trebuie să organizeze, a făcut organizarea de șantier, a făcut licitații pentru alte lucrări adiacente acestui șantier. Mai avem investițiile pe care le facem în spital. O să mergeți să vedeți că mai sunt zone în care se lucrează efectiv și acum, tot pentru a crește nivelul. Culmea, pentru o perioadă de pandemie, noi încercăm la acest moment să fim, nu doar să gestionăm ce am primit, ci să creștem nivelul. Asta facem în permanență. Din ce spuneți dumneavoastră, Consiliul Județean vă sprijină financiar, Casa de Asigurări decontează o parte din cheltuieli. De unde vin totuși problemele financiare? Unde întâmpinați greutăți? La plata utilităților? Sau despre ce este vorba? Cheltuielile efective decontate de către casă reprezintă doar un procent din totalul cheltuielilor. Mai există o parte de cheltuieli care ar trebui finanțate prin programe de la echipamente de la Ministerul Sănătății și tot ce înseamnă dotări și furnizori legați de utilități sau alte echipamente prin finanțarea de la Consiliul Județean. Cam astea sunt cele trei mari surse. La acest moment, finanțările de la Ministerul Sănătății nu au fost în ritmul în care ne-am făcut niște solicitări ani de zile, prin prisma bugetelor mai mici sau altor direcționări către alte zone, în sens în care unele echipamente a mai trebuit să le achiziționăm noi prin fondurile Consiliului Județean sau să prioritizăm altfel această listă de investiții. Mai avem la Consiliul Județean deja Consiliul ne-a dat banii pe care trebuia să ne dea, dar cheltuielile suplimentare generate de investiții, de creștere de prețuri nu au fost bugetate la acel moment. Și atunci noi am purtat discuții, dar nici dânsii nu au, pentru că să știm foarte clar că bugetul Consiliului Județean anul ăsta a fost mult diminuat față de anii anteriori. Și ne învârtim într-o zonă în care cu acei bani puțini încercăm să rezolvăm toate problemele. În final nu o să putem.
Și de aici era ideea în sine de a identifica prin zona guvernamentală niște soluții astfel încât marile categorii de cheltuieli, gen, nu înțelegem foarte clar de ce trebuie toate consiliile județene, toate primăriile care au spitale, să facă contract pentru gaz, contract pentru gaze medicinale, contract pentru tot ceea ce înseamnă electricitate. Când asta ar fi trebuit, sunt niște categorii mari de cheltuieli care există în funcționarea oricărui spital. Existând aceste cheltuieli, atunci anumite linii de finanțare deschise de Ministerul Sănătății într-o gestiune centralizată ar fi făcut foarte ușor. Faci un contract foarte mare la Consiliu, la Ministerul Sănătății și dai către toate spitalele. Și tu ai și poți obține și un preț mult mai mic, că tu ai niște cantități enorme de fiecare. Și aici statul ar trebui să intervină pe perioada aceasta de pandemie. Statul este absent aici, la acest moment. Ne place sau nu ne place? Și în actualul context politic, considerați că se va rezolva situația curând? Există soluții dacă vin niște oameni care să fie conștienți și care să asculte nevoile reale din sănătate și să le interpreteze într-o zonă economică, pot fi rezolvate. Nu sunt niște probleme care nu pot fi rezolvate. Dar noi, din păcate, ca stat, ne ducem către niște zone în care, la acest moment, ne ducem și dezvoltăm teorii. Nu ne uităm. Practica este că, în final, avem popări care vin și somații pe documente pe care noi trebuie să le facem astfel încât să nu punem stop în activitatea spitalului. Să nu oprim, să nu blocăm. Asta este mersul nostru pe sârmă pe care îl facem în acest moment. Pe lângă elementele de siguranță, pe lângă tot ceea ce înseamnă îndeplinirea unor standarde, noi facem acum și un slalom economic. Nu e de ajuns că jonglăm printre toți, printre stări de pericol, printre o pandemie, începem să devenim și să jonglăm artiștii în a jongla, a jongla economic. Nu va ține la nesfârșit. Nu înțelegem asta, o să așezăm și o să ne așezăm toți jos și o să constatăm că ceva s-a blocat. Este un bolovan care se rostogolește, din câte înțeleg eu. Dacă la Consiliul Județean, la rectificarea bugetară, nu vor fi distribuiți banii necesari, automat Consiliul Județean nu are posibilitatea să vă ajute pe dumneavoastră. Președintele Iuță, în permanență, avem o comunicare foarte clară și conștient și că găsim amândoi soluții ca să asigurăm funcționarea spitalului. Dar în discuțiile purtate de cele mai multe ori azi, băi, zice, ok, deci să găsim niște bani, unde să dăm? Alocăm cu o bucată, chiar săptămâna trecută ne-au dat niște bani, când vă spuneam de somația aceea, cu nivelul gaz, am găsit. Dar zice, băi, ne uităm în conturi și sunt goale. Zice, dacă nu vine o rectificare de genul ca să fie capabilă să înțeleagă exact nevoile noastre, că nu cerem bani din dragul de acele bani, ci mergem pe niște nevoi concrete. Cum erau la noi, erau salariile de la DGSPC, dacă țin bine, deși alte nevoi concrete, lucrurile se blochează. Statul trebuie să înțeleagă că la acest moment sănătatea la stat este un serviciu social. Pentru că ea nu e ca la privat. Că dacă ar fi la privat, am avea oameni care vin cu probleme, noi avem bani, nu pot să trateze. Ne fiind asigurați, dar noi tratăm tot. Așa e construit sistemul de asigurări sănătate la noi. Ce riscați în situația în care Consiliul Județean nu primește rectificarea de buget și automat nu are cum să vă mai ajute cu bani? Nu prea trebuie să mă gândesc. În scenariul sunt indiferent în ce situație ne-am uitat. Dar scenariile le pot enumera foarte simplu. Incapacitate de plată, foarte grav ulterior, stoparea unor contracte în derulare de furnizare, unor tot ceea ce înseamnă nevoia de spitalul și mă refer la cele grave. Adică gândiți-vă la electricitate, gândiți-vă la oxigenul medical, la medicamente, nu mai zic la alte lucruri care împietează asupra desfășurării activității spitalului. Din păcate, statul e absent. Și n-a spus-o eu, au spus-o mai mulți. Unii au spus chiar că a ieșit.